Să schimbăm școala, învățământul, să schimb, da? Din tine îl schimbi. Să pornim o nouă școală pentru copii, să tu pornești o nouă școală. Ai calculator, da, mini calculator, telefonul. Și pornești o nouă școală pentru copil. Cum? Păi, da, tu ești singură. Pentru cine să pornești? E lumea ta, nu mai, da, proiectezi aproape. Nu, e despre copilul tău. Copil ai? Ai. Ai avut în viața anterioară? Ai avut. Ok. Cine știe câți copii ai mai avut, da, în viețile anterioare? Deci pentru ei. Faci asta pentru ei. Pornești școala la microfon. Ok. Da? Faci ore cu copii. Ele sunt online, de fapt, da. Orice înregistrare e online, asta am înțeles când am început să înregistrez. Dar tu le vezi ca și înregistrări și na, ele au o putere puternică, putere puternică, au o putere și transformă lumea. Și cine se uită, da, am mai zis-o, vindecă, transformă în sensul cel mai frumos posibil. Altfel nu merge, altfel nu ești lăsat să faci nimic. Dacă e în altă direcție sau să faci, nu știu ce, să manipulezi, da? E ca și cum te vindeci pe tine, orice transmiți și orice, da? Ok. Asta ziceam. Vrei să faci, să schimbi, să, tu pornești, da? Tu faci pentru copilul tău. Și atunci tu când faci lucrul ăsta, e ca și cum te întorci în timp și copilul tău micuț trece prin așa o școală și știe să își vindece, să-și clearuie, să-și facă toate. Și tu pornești lumea ta, tu o proiectezi așa. Da? Pui umărul la treabă. Cineva zicea din copii, copilul, da, zicea a cuiva, foarte frumos de altfel, zicea, eu nu sunt, tata mă pune să bat cu el, da? Eu nu sunt pregătit, eu nu sunt făcut pentru muncile astea. Și are dreptate copilul. Dar și tata are dreptate, că trebuie să știe și una și alta, da? Tu pui umărul așa. Tu nu ești cu să bați cuie și să... Deși ai încercat și ți-a ieșit și așa ceva. Dar tu faci ce-ți place ție, da? Și pui umărul la așa ceva. Și pornești școala ce ți-ai dorit tu cu 20 de ani în urmă, să deschizi o școală pentru copii, ai, ți-ai și pornit-o. Și nici nu trebuie, se upgradează, updatează intenția, da? Ai făcut o înregistrare pentru copii, gata, ai pornit în direcția asta și toată lumea are pentru copii înregistrări și au o paletă largă unde să se bage, să deschidă copilul, să învețe, să, da? Și e la același nivel cum e cu școala, să umbli la școală, să faci școala cum era înainte, da, se dizolvă și rămâne școala pe care o alege copilul, școala magilor, foarte bine, bravo lor, școala viselor, foarte bine, acolo ești, acolo ai sărit, asta transform, bun, acolo ești.